Bărbatul de 45 de ani locuia cu mama lui, care îl îngrijea cum știa ea mai bine. Acesta avea o relație foarte apropiată cu sora sa, care avea un copil și pe care îl iubea ca și cum ar fi fost al lui. În urmă cu mulți ani, în timpul liceului, a avut niște probleme care l-au marcat profund. Sătul de o viață pe care nu și-a realizat-o și îngrijit de mamă, o pensionară care a lucrat la Casa de Pensii Argeș, a decis să-și ia viața aruncându-se în fața trenului care mergea pe ruta Curtea de Argeș, Pitești-București. Aștepta pe partea stângă și când s-a apropiat de trenul, s-a aruncat puștii. Medicii de la ambulanță, care au fost solicitați la acest caz, au declarat doar decesul, pentru că trupul bărbatului era tăiat de tren. Poliția Transporturi Feroviare a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.